din episodul trecut. Ce este faci? Lung, roșu ca racu, clang, clang, clang. Sunt într-o mică pădure, vreo 6-7-5 ani. Hai, dă-i drumul trecut de aici până nu mă răzgândesc. Pleacă de aici! Bă, ce găsești în carasă? Unghiul de aur? Hai, șoptarii. Hai, băiat, hai, băiat, hai. Țipă ăsta acum. Ce faci, bre, iar te cași pe tine? Abține-te. Mă doare purta ta, e că nu mai mod. De ce nu te ai cap, bre? Liniște. Hai. Nu folosim arme deloc. Mergem pe cuțite, da? Hai. Gata. Băi, acolo e locul meu, bă. Nu te dracu, te-ai pus în locul meu. Păi dă-mă-te, mă, e locul tău. A venit un pizda, mă. Păi nu vezi, bă, dracu, că s-a pus în locul meu. Cât e hangarul ăsta de mare, nu găseam lor. Tu te păzi. Bă, mă ridic la voi acum. Liniște. Căscați urechile la mine. Fiți atenți. Îi lăsați să se apropie dacă vin încoa, da? Nu vreau să aud tâmbălău fără arme. Doar cu cuțitele. E clar? Dumitre! Îl iei pe tătăiță și te duci și iei căruța cu băutură, ai văzut? Fiți iar tătăia, dracu. O lăsați la puț, că de acolo o iau eu cu Joey Spiritosul. Hai, n-am înțeles nimic să fiu al dracu. Păi ne-am trebuit de la început. Mi-a zis așa. Bă, pe 12 îți dau avansul și pe 32 lichidare. Ia uzi, dracu. A venit pe dracu. De unde lichidare? Că nu mi-a dat niciun bani. Am luat pe 12 avansul ăla și nici la tot. Dar încă suntem noi acum, am trecut, cu știe că nu știu cartă. Iată-și puțin. Intră tu la face aici, că mă duc și eu pe partea aia pe la paie. Tine ceva? Care ești, bă? Fără arme, Dumitre! Haide! Arme, mă, dure, mu, mă, am cur! Am luat foc aici! Nu lăsa, bă! Luați-ți pe pădure, că eu o să cadă asta, bă, băi! Băi, hai cu mine aici! Bă, și încățirele alea umede. Bă, dracu, zici că am intrat în pământ, mă, mâncați. Hai, bă, nebune, nebune! Hai, bă, afară, dă-ne, dracu, de șervețele, ai nebunit cu șervețele. Ah, m-am prins în cuif. Ah. Bă, ce ați zis, Dumitre? Ia pe jos. Hai, tataie. Hai, bă, tu aici. Și noi tot pe șeful îl dorfim. Tot cu banii, că nu ne dă bani. Lasă-l, dracu, pe șef, hai să găsim păște. Muncim, muncim ca păști. Mai munci și de noapte. Nu, cu, bă, nimic. Chiar că cu. Mai trebuie să beau și eu ceva, mai trebuie să beau misia și eu. Și o țoală, un chiloț. Să la lumina. Aruncă pe dacu, bă, iar n-are. Mișcă-mi aminte, nu? Are! Măi, nene, și o cheamă Nicu. Plaie! Of, 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 și vai, vai, vai. Și parcă vorbesc încă fără arme, tataie. Și ce să-i fac, tăi, că m-am băsit acum ce vrei. Mă înțeles, bă, te beși. Bă, dar te bești chiar în momentul ăla, păi mă, ce, mă, nenule, o programez? Stai, fă planuri, detalii și tu ce vrei, dacă m-am bășit? Împărți, mă, face. Mă duc după căruța cu băutură. Liber. Planul meu era simplu. Rețetă verificată. Furăm băutura, mergem la privatizarea aia cu politicieni și dăm băutură gratis la toată lumea. Cum dracu se deschide asta, mă? Mare campanie electorală. Nea Florică candidează la primăria de la Vlașca. Atențiune, atențiune! Dragi concetățeni, numele meu este Joey Spiritosul, iar dânsul este Nelu și amândoi suntem consilierii viitorului primar al comunei Vlașca, Nea Florică.
Nea Florica declară azi începutul campaniei electorale. Băuturile gratis la toată lumea. Yes, vă așteptăm la bar pe toți. Hai, știți? Haideți cu curaj. Haide, mă duc. Haide, mă, ce să vă bag aici? Că gratis vin și. Haideți, mă, că e campanie, e gratis. Astăzi vă oferim țuică de păleni, cea mai bună țuică din România. Minciuni, Ninu s-a inventat telefonul, domnilor. Ești arestat. Eu? Primăria Vrașca te arestează pentru corupție. Mamă, corupție? Veniți, bă, să mă luați. Deci nu te predai de bunăvoie. Doar dacă vine primarul. Luați-l, băieți. Nu știu ce se întâmplă. Bă, dar odată nu am intrat într-o bar să nu iasă cu omor, cu scandal și bătaie. Asta e. Lume proastă la gură. Planul nostru a sfârșit prost. Dar nu-i nimic. Mâine o luăm de la capăt. Ești bine, mă? E nevoie să cobor și eu? Măcar ne-am distrat. Hai, nenule, hai, hai, hai! Nu mă plictisesc aproape niciodată. Asta e partea frumoasă să fii șeptar. Mâine pușca mea, continuare. Și o cheamă Nicolae. Măi, nene, măi! Dai că vine trenul! Mamă, ne lua ăla bun, ne oprea la ciuniță! Ești bine, nenule? Mulțumesc că și eu sunt bine! Ești bine, hă? Hai să ne întoarcem! Acolo nu mai mă întorc orice-ar fi! Și nu din cauza la miliție, din cauza la băutura aia, mâncați! Dacă știau ei ce a băut țuică de pufoaică, seamă de cacă! Aolo, ce? Se iau pufoaică și încă o haină groasă, așa, cu blană, nu contează să aibă multă blană, și o arunci în gloapa WC-ului. O lași acolo, știi, să bibă ea ce să-mi bibă, o lași cam o zi, o zi jumătate, mamă. Și după aia o fier frumos și iese minunăția asta. Așa au făcut băieții atâția litri fără corcoduși. Înțelegi? Hai că a fost bun, că ai bușit. Înțeles. Vezi că eu mă duc aici puțin că am niște treabă. Dai țuică afară? Nu mă aștepta, că nu, că durează mult. Cine m-a pus pe mine să beau țuică de pufoaică, auzi? Hai cuțit, 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 de trei ori te-am ascuțit. Pe Petroaie la Ferrari, pe Cotor scrie șeptană. Nu crezi, Camila. Sunt fugar.